Am revenit în platou, discutăm astăzi despre noutățile de la Apia și iar invitat în platou la discuții este domnul director executiv al Apia Hunedoara, Marcel Socol. Discutam înainte de pauza publicitară, de fapt am ajuns și la acea subvenție pentru acciza la motorină și ați început să-mi spuneți despre ce este vorba, o să vă rog să vă continuați ideea. Subvenția la motorină înseamnă de fapt o subvenție la acciza, la motorină, în sensul că Apia subvenționează cu 1,26 lei motorina cumpărată în scopuri agricole de către fermieri pentru lucrările agricole necesare. Această sumă de 1,26 lei este tradusă în bani la o plată de aproximativ 307.000 euro până acum, reprezentând subvenția la motorină pentru 247 de fermieri care au depus cereri în anul 2012 pentru această subvenție. Deci 247 de fermieri din județul Hunedoara beneficiază de această subvenție. De această sumă. Iar 307.000 de euro. Da. Această sumă este aferentă trimestrelor 1, 2 și 3 din 2012. În trimestrul 4, anul 2012, s-au depus cererile pentru trimestrul 4 și urmează plata în prima parte a anului 2013. Deci să înțeleg că urmează să facă plata, da. De când? Știți, avem o... Nu știu exact când, dar în curând se va plăti și subvenția la motorină pe trimestrul 4. Există fermieri din județul Hunedoara care nu au primit integral suma de bani pentru suprafața de teren pe 2012. Aceștia când vor primi diferența? Această diferență o vor primi începând din luna martie și Apia Central ne asigură că în luna aprilie va fi plătită toată. Deci, în luna aceasta va începe plata și pe diferența de suprafață. Cum vă spuneam, pentru județul Hunedoara, aproximativ 8,4 milioane de euro. O sumă consistentă. E consistentă și în milioane și în euro. Ei vor primi lei în conturi. Cu lei lucrăm. Da. Asta este. Mai avem până ajungem să lucrăm cu euro. Da. Bun. În această perioadă știu că urmează și vizarea acelor carnete de rentier agricol. Cum stau lucrurile aici? Această viză a carnetelor se desfășoară în perioada 1 martie august 2013. Se va elibera pentru fiecare o decizie pentru anul în curs și fiecare își vor primi sumele cuvenite. Pot să vă spun că rentele viagere care le plătim noi sunt în jur de 94.000 de euro pe an pentru un număr de 414 rentieri. Deci, cât a spus? 900? 98. A, deci 90. 90, stați un pic să nu greșesc. 94, nu 98. Deci 94.000 de euro. Da. Sunt sume pe care le primesc până la sfârșitul vieții. Sunt bucuroși oamenii, am putea spune. 414 persoane sunt care dețin carnete de rentier. Și, nu știu, în cazul acesta mai sunt, știu, să fie și în anul acesta numărul lor să crească? Nu, pentru că perioada în care legea a aplicat a fost în anii trecuți pentru cei care au vândut sau au arendat terenuri. Prin acest act au beneficiat de clauze unei legi care le-a dat dreptul să beneficieze de o rentă anuală pe care o primesc până la sfârșitul vieții.
Dar astăzi nu se mai poate. Deci e gata. Da, nu mai are aplicabilitate legea. În ceea ce privește subvențiile pe terenul cultivat? Aceste sume, în valoare de 35 de euro pe hectar, vin și acestea, dată cu plata, cu plata diferenței de plată pe suprafață. Pentru că în luna februarie s-au făcut plățile deja pe agromediu și pe zona montană defavorizată. Acestea avem mulți în această plată... zonă montană defavorizată, sunt da, mulți hunedoreni. Sunt, cum să nu? Sunt. Și la sfârșit, pentru că sunt într-o emisiune în direct, vreau să le dau fermierilor și o veste bună și o dau în premieră, pentru că am venit de la o videoconferință cu domnii directori ai APIA Central București și care ne-au spus un lucru îmbucurător, dar asta lăsăm pe sfârșitul emisiunii, dacă e să fie surpriză. Bine, o lăsăm atunci în ultimele minute din emisiune, ne veți da. Dezvălui și această surpriză pentru fermierii din da. Județul Hunedoara. Avem o cifră așa, cam câți hunedoreni beneficiază de subvenții din partea APIA? Da. Anul trecut, deci dacă e să vă dau cifrele exacte, mă uit aici, 23.361. Deci aproximativ 23.000 de fermieri beneficiază de aceste scheme de sprijin, de aceste subvenții, la un total de suprafață depuse, deci au depus cereri pe suprafață aproximativ 145.000 de hectare. E mult puțin pentru județul Hunedoara? Pentru județul Hunedoara este ceea ce este în realitate. Suprafețele au crescut de la an la an. Sperăm ca și în acest an să ne situăm tot în jurul acestei suprafețe, dacă nu mai mult, dacă există, și totodată sperăm ca anul 2013, el face parte, este un ultim an din acea perioadă 2007-2013, ce reprezintă fondurile structurale, ce reprezintă politica agricolă comună pe această perioadă, iar noul PAC 2014-2020, eu spun și eu știu, toată lumea, este o certitudine în sensul că se va continua această politică comună în Uniunea Europeană, în domeniul agriculturii, adică oamenii să știe că dacă au luat bani în 2007 și în 2010 și în 2013 vor lua bani și în 2014 și până în 2020. Quantumul acestor sume ne dorim să fie din ce în ce mai mare. Din ceea ce se preconizează și ceea ce avem informații, vor fi probabil mai puține măsuri, dar mai bine plătite. Nu pot să vă spun eu ce va vota Comisia Europeană. Rămâne să vedem. Vedem exact. În mare știm aproximativ cam ce, pe ce măsuri se vor merge și cum va arăta, dar trebuie să lăsăm să treacă timpul și să așteptăm exact, să vedem exact ce se întâmplă. E bine că mai au continuitate cât de cât astfel de programe și cred că îi și impulsionează oarecum pe fermieri, nu doar din județul Hunedoara, ci de peste tot din țară, să continue această activitate în domeniul agricol. După cum spuneam și mai devreme, am zice că nu se mișcă așa cum ar trebui lucrurile din acest punct de vedere. Cum să vă spun, faptul că la început au fost mai puțini și în anul următor mai mulți și acum am ajuns să vă spun aceste cifre la nivelul anului 2012 și este un trend ascendent, nu face decât să arate că lumea privește cu încredere spre programele europene derulate și în România și pasul făcut de către România în sensul integrării în Europeană este cel adevărat și cel corect. Cel puțin agricultorii simt acest lucru. Sunt convins că acești bani nu face decât să îi determine să lucreze mai atent și mai corect și să-și dezvolte propria exploatație agricolă.
Pentru că mie mi se pare normal, de acolo vedeți, de unde primești bani. Însă trebuie să avem, așa cum spuneam și în prima parte a emisiunii, o piață de desfacere, pentru că nu putem să noi muncim terenul și ce facem cu produsele pe care le cultivăm. Păi eu zic că dacă muncim inteligent, piață de desfacere există în România. Dacă stăm și ne gândim că mergem în piață și găsim roșii din Olanda și sau din Turcia, sau și mere peste două zile de, vedem la știri că au fost, și au fost cu așa, probleme. Și, practic, dacă importurile astea sunt necesare pentru România și se practică și se fac pentru populația. Dacă producem, nu am face decât ca importurile să fie din ce în ce mai mici și producția românească să le ia locul. Pentru că, acum nu numai eu cel puțin, eu am mai mare încredere în produsele românești decât în cele străine. Nu știu de ce, probabil din cauza mass media care a prezentat atâtea cazuri cred din extern. Cred că majoritatea dintre noi credem lucrul ăsta și, așa cum spunea și dumneavoastră mai devreme, faptul că mulți dintre cei care au stat la oraș s-au mutat acum în mediul rural, cred că și asta este un semn că produsele noastre sunt mult mai bune sau poate cele mai bune din Europa chiar poate. Fără euri și fără alte exact nebunii care, pentru că astea sunt, înnebunim poporul cu astfel de, nu știu cum să le spun. De produse alimentare care mai încalcă legile Uniunii Europene. Și nu numai. Mai da, și culmea e că, așa cum spuneați și dumneavoastră, aceste legi le încalcă tot cei care vin de acolo, că la noi cam puține roșii am găsit cu nu știu ce probleme. Cred da. Că îmi dați dreptate. Da, sunt că așa este. Pentru că nu mai avem foarte mult din emisiune și ultimele minute să vi le rezerv dumneavoastră să ne dezvăluiți surpriza. Două minute mi-ajung. Vreau să discutăm puțin și despre această campanie PNDR vine în satul tău, însă prima dată vom lua un telefon. Alo, bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Bună seara, vă ascultăm. Am și o întrebare pentru invitatul noastră. Vă rugăm, vă ascultăm. Am și eu niște teren de la bunicul. Ce trebuie să... ce acte și ce pentru primirea subvenției pentru suprafață? Deci dumneavoastră nu sunteți titular, sunteți moștenitorul acelui teren, din acte reasă faptul că dumneavoastră sunteți moștenitor. Deci până acum n-am primit nimic. Am înțeles. Domnul director. Bună seara, mulțumesc de întrebare, dar vreau să vă întreb și eu, ca să am idee, v-ați prezentat? A închis... În primul rând, vreau să știu dacă s-a prezentat la un centru local APIA, că, nu știu, probabil din DEVA e telefonul, să prezintă centru local DEVA. Primul pas. Că va fi se va prezenta cu o copie după buletin, cu un act din care să dovedească utilizarea terenului, pentru că noi nu plătim la proprietari. Plătim la utilizatori. Că punem semnul egal între proprietar și utilizatorul folosința terenului este foarte bine. Dar dacă proprietarul este unul și utilizatorul terenului folosința este altcuiva, acel altcineva va primi subvenția, nu proprietarul. Este în principiu al Uniunii Europene și al legii 1. Și în acest caz, deci dânsul dacă are, deci în prima fază trebuie să vină la sediul APIA. Dânsul în primul rând trebuie să facă dovada utilizării terenului. E bine că l-are, să facă dovada faptului că e a dânsului, deci că e proprietar și că îl și folosește. Nu știu ce categorie, e arabil, e pășune, e livadă. Pentru orice categorie de folosință, dânsul accesează o schemă de sprijin pentru care primește bani. Deci dacă dori mai multe informații, cel mai bine este să vă prezentați la unul dintre sediile APIA, că presupun centre că nu trebuie. APIA. Avem 7 centre locale distribuite uniform pe întreg teritoriul județului. Deci aceasta ar fi unica soluție. Mergeți la un sediu al APIA și cereți acolo cât mai multe informații și detalii pentru a putea beneficia de acele subvenții. Bun,
să revenim la această campanie cu PNDR vine în satul tău. Pe scurt, despre ce este vorba? Am zis că va fi o caravană care va merge în mai multe localități. Da, acum ceea ce pot eu să vă spun, vă spun din coparticipant la conferința da, chiar de astăzi, de prezentare, loc. Da. Coparticipant spun deoarece acest proiect câștigat de o firmă vine și în județul Hunedoara, dar este un proiect câștigat pe fonduri FADR, deci, să spun așa, este un proiect încurajat, finanțat de APDRP, respectiv APDRP, respectiv aici, în județul nostru, se derulează cu ajutorul OJPDRP-ului, Oficiul Județean, care este în aceeași curte cu noi. Și este tot o agenție de plăți a Ministerului Agriculturii, una din cele două. Suntem și noi și o să vine această campanie în sprijinul agricultorilor, în sprijinul fermierilor? Vine, asta vă spun, e, ne completează, ne completează perfect, pentru că noi în această lună și în lunile următoare și ceva timp înainte de luna martie, am început o campanie de informare a fermierilor în toate satele, în toate comunele, la primării. Am avut întâlniri cu primarii înainte de declanșarea campaniei de 1 martie. Întâlniri care s-au făcut sub egida instituției prefectului și la care am primit un sprijin considerabil și în ceea ce privește anumite aspecte de natură juridică în relația APIA, primărie, prefectură. Informați cetățenii? I-am informat. Nu facem decât prin această caravană decât să venim cu un supliment de informații care se va desfășura, din câte bine rețin, în 51 de localități din județul Hunedoara, care are un anumit traseu. Această caravană va parcurge drumurile satelor și comunelor noastre, se vor întâlni cu cetățenii. În prima perioadă a campaniei, deci până în vară, vom disemina, să spun așa, informațiile privind APIA. Încă în partea a doua a campaniei să fie diseminate informațiile privind APDRP-ul. Deci această caravană, noi, să zicem că va fi oarecum împărțită în două etape. În două etape, da. Cred că și sunt convins, colegul meu, domnul director Călin Marian de la OJPDRP Hunedoara, poate să vă mai dea mai multe amănunte. Ceea ce pot să vă spun eu este că noi vom sprijini cu persoane autorizate, cu funcționari publici din cadrul asta APIA, această campanie, cu materiale publicitare, cu materiale care cu fluturaș, cu toate informațiile necesare ca fermierul să ia din nou și din nou cunoștință cu ce înseamnă APIA și subvențiile și schemele de sprijin de la APIA. Credeți că vor fi receptivi fermierii noștri la această campanie de informare? Sunt convins. Să știți că la toate întâlnirile pe care noi le-am realizat, APIA le-a realizat în toate satele reședințe de comună, să spun așa, din tot județul Hunedoara, am avut foarte mulți oameni prezenți la sediul primăriei ca să afle ce e mai nou la APIA și cum se dau banii și de când și de ce. Și sunt întrebări primim... cât? Cred că asta e... Ei își cunosc că primesc aceste decizii de plată și știu exact la bănuț cât bani trebuie să primească. Bun, pentru că mai avem aproximativ 2 minute din emisiune, o să vă rog să ne spuneți și ultimele noutăți așa la cald, da, cum s-ar spune, pentru că ați, înainte să ajungeți în emisiune, ați ieșit direct dintr-o videoconferință cu cei de la minister, da, am înțeles. Da. Și să ne spuneți care este surpriza care pentru este fermieri. Surpriza. În ceea ce privește anii următori, pentru că se declanșează o nouă perioadă 2014, un nou PAC 2014-2020, domnul director general Lapia, domnul director general Benu, ne-a spus în videoconferință că fermierii vor primi în continuare și în continuarea lui 2014-2015 4 ani vor primi în continuare plăți directe pe suprafață,
ca și până acum, și de asemenea timp de 5 ani se vor plăti în continuare pachetele de agromediu. Deci și pe agromediu și pe suprafață banii vin în continuare ca și până acum. Să înțeleg că până acum ar fi existat oarecum acest risc ca să nu mai primească aceste subvenții? Da, puteau să fie oarece modificări în modul de primire și mai departe, dar ceea ce a fost până acum și lumea cunoaște cum a fost până acum va fi și în continuare următorii 4-5 ani. Asta e un lucru bun. Cred că le-ați dat o veste foarte bună. Să fie liniștiți dacă acum accesează un nou pachet de agromediu, un sau două pachete pe o perioadă de 5 ani în care el are anumite obligații și trebuie să-l păstreze timp de 5 ani, poate să o facă cu încredere, pentru că ne-a confirmat domnul director general astăzi în videoconferință. Și alte noutăți mai aveți să ne spuneți astăzi? Astea două sunt pentru fermieri, vă asigur eu, extrem de importante. Sunt convinsă de acest lucru, mai ales că până la urmă e buzunarul lor și e munca lor. Da. Da. Eu vă mulțumesc pentru că ați acceptat să fiți prezent la noi în emisiune. Cu greu dăm de dumneavoastră cei drept, dar până la urmă ne-ați onorat și cu prezența în emisiune și vă mai așteptăm și altă dată cu alte noutăți pentru fermieri. Am fi vrut să discutăm și despre sectorul zootehnic, dar din păcate... Sectorul zootehnic, parte din măsurile de piață, da, și acolo putem să povestim, dar... Vedeți, într-o altă emisiune o să abordăm și acest subiect, că sunt convinsă că sunt în județul Hunedoara și hunedoreni care se ocupă de acest sector. Da, deci îmi promiteți că... În o altă emisiune. Bun, vă mulțumesc Și eu vă mulțumesc pentru oportunitate, pentru faptul că mi-ați dat posibilitatea să spun telespectatorilor noastre, fermierilor, ce se întâmplă astăzi la Apia și ce urmează să se întâmple în următorii ani. Vă mulțumim mult. Mulțumesc și noastră telespectatorilor că ați fost și în această seară alături de noi și vă invit să rămâneți în continuare pe Hunedoara TV, pentru că urmează știrile Hunedoara TV prezentate de Cristina Rahovean. De la ora 19, o emisiune mai altfel am putea spune, o emisiune umanitară, Zâmbește și dăruiește. Iar de la ora 20, Monalisa Hin vă așteaptă la Hunedoara în 50 de minute. Eu vă doresc o seară plăcută în continuare și ne revedem mâine la aceeași oră. La revedere!